Vă spun și eu bună seara și mă bucur să vă văd într-un număr atât de mare alături de noi. Îmi revine plăcuta sarcină să vi prezint pe mei colegi candidații Partidului Național Liberal, Liberal Neamț, la alegerile parlamentare. În fruntea listei pentru Camera Deputaților se află un om ce a reușit să facă din PNL Neamț o echipă puternică. Un politician ce își dorește ca județul Neamț să fie reprezentat așa cum se cuvine și să devină un reper de dezvoltare în următorii 4 ani. Doamnelor și domnilor, președintele PNL Neamț, domnul deputat Mugur Cosmanciu. Merge în Parlamentul României cu experiență în administrație de necontestat. A reușit să impună în administrația locală un model de succes ce ar putea fi exportat peste tot în țară. Doamnelor și domnilor, primarul municipiului Roman, domnul Laurențiu Leoneanu. Un om ce și-a legat întreaga carieră politică de municipiul Piatra Neamț. S-a alăturat proiectului Piatra Neamț 2020 și vrea să facă totul pentru implementarea lui din Parlamentul României. Colegul nostru, domnul deputat Cătălin Drăgușanu. Urmează o prezență tânără și tonică pe scena politică neamțeană, cu experiență în avocatură și în administrația centrală. Un politician al noului val, doamnelor și domnilor, Gabriela Antipa. Un om cu o vastă experiență politică. A fost și prefect și președinte al Consiliului Județean. Un politician ce a reprezentat județul Neamț cu mândrie peste tot pe unde a fost. Colegul meu de microfon de la această seară, domnul deputat Vlad Marcoci. Vrea să meargă în Parlamentul României cu un scop precis, revitalizarea agriculturii românești și renașterea satului românesc autentic. Doamnelor și domnilor, domnul Liviu Cicioca Petrei. La doar 28 de ani ne surprinde pe toți cu energia sa și cu dorința de a face mai mult pentru comunitatea din care face parte. Cei de pe Valea Muntelui merită să aibă un om de-al lor în Parlamentul României, iar acesta trebuie să fie Bogdan Țifui. Și îl detronează ca vârstă pe colegul Bogdan Țifui. La 25 ani este cel mai tânăr candidat PNL Neamț. Omul de care Târgu Neamț are nevoie pentru a primi un suflu proaspăt și onest. Colegul nostru Andreea Ciocărlenoaie. Urmează un liberal extrem de implicat și activ. Își dorește ca anul 2020 să nu mai prindă Neamțul la coada clasamentelor economice. Și vrea să pună umărul pentru acest obiectiv din Parlamentul României. Leonarda Chiriloae. Reputat profesor al județului Neamț, trecându-i prin mână numeroase generații de elevi de la Colegiul Național Petru Rareș, fost director al acestei unități de învățământ, dar și inspector general școlar, domnul profesor Mihai Obreja. Cu voia dumneavoastră am să trec și la lista candidaților pentru Senatul României. Un om cu vastă experiență politică, având o expertiză în domeniul economic recunoscută la nivelul întregului Parlament. Doamnelor și domnilor, președintele Comisiei Economice din Senatul României, domnul senator Eugen Țapu Nazare. Tânăr, avocat, energic. Vrea să folosească experiența dobândită că a fost prefect al județului Neamț pentru a îmbunătăți diferitele paliere ale legislației. George Lazăr. O persoană cunoscută pentru implicarea în domeniul educațional și pentru faptul că a coordonat cu succes mai multe proiecte europene. Fost director al Liceului de Artă Victor Brauner din Piatra Neamț, doamna Luminița Moscalu.
De profesie inginer, un om de echipă extraordinar, fostul viceprimar al municipiului Roman, doamnă și domnul, domnul Constantin Ghica. Și urmează un tânăr cunoscut pentru implicarea în viața comunității locale, dar și un consilier liberal al municipiului Piatra Neamț, ce s-a făcut remarcat în timpul scurt ce s-a spus de la alegerile locale. Adrian Ciobanu! Mulțumesc, stimate coleg. Aș dori să dăm drumul la discursurile celor prezenți și în acest sens să-l invit în scenă pe gazda noastră, pe cel care ne face viața mai frumoasă în municipiul Piatra Neamț, domnul primar Dragoș Chitic! Dați-mi voie să vă spun și eu bună seara tuturor și să urăm ca și gazde primitoare bun venit în municipiul Piatra Neamț, doamnei președinte a Partidului Național Liberal, Alina Gorghiu, și invitaților din această seară. Vreau să reamintesc tuturor faptul că ne aflăm în municipiul Piatra Neamț, un municipiu condus de un primar PNR și un municipiu care, zic eu, că demonstrează la fiecare pas acest lucru. Și nu o spun ca o laudă de sine, ci o spun pentru că este demonstrat faptul că localitățile conduse de liberali arată mai bine, că localitățile conduse de liberali se dezvoltă, că oamenii care trăiesc în aceste localități o duc mai bine. Vreau să vă mulțumesc în primul rând tuturor pentru efortul și spiritul de echipă din campania de la alegerile locale, efort care, iată, a dus la păstrarea tradiției în Piatra Neamț. PSD, de la Revoluție încoace, nu a câștigat niciodată funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Vă spun cu mâna pe inimă faptul că în calitate de primar al acestui oraș îmi doresc foarte mult un guvern liberal. Atunci când țara a fost condusă de PSD, localitățile conduse de primari liberali au avut de suferit. Iată că așa știe PSD să facă politică, în bătaie de joc, aș spune, față de cetățeni, și sunt convins că viitorul guvern, care va fi condus de Dacian Cioloș, va face o împărțire echilibrată a resurselor. Îmi cunoașteți bine cu toții luptele din Consiliul Local. S-a creat o majoritate împotriva firii, aș spune, între PSD, PMP și ALDE. Acești oameni blochează proiecte de hotărâre pe care primarul sau colegii mei, consilierii PNL, le propune, fără o argumentație logică. Este iarăși o jignire a cetățenilor din municipiul Piatra Neamț și acest lucru trebuie stopat, acest lucru nu trebuie să mai continue. De asta am nevoie... Am nevoie, în calitate de primar, de o echipă în candidații și în parlamentarii PNL și de o echipă în guvernul liberal de după 11 decembrie încolo. Aș menționa și un alt aspect. Am pornit în primăvara acestui an cu un proiect pentru Piatra Neamț intitulat Piatra Neamț 2020. Un proiect care este parte integrantă a proiectului realizat și conceput de colegul meu Mugur Cosmanciuc și președintele filiale Neamț al Partidului Național Liberal și de colegii de la județ. Acest proiect are șanse mai mari să fie pus în practică dacă vom avea
o guvernare PNB și trebuie să luptăm cu toții pentru a obține acest lucru. Cred că este momentul în care să afirmăm cu mai multă tărie că este nevoie de o zonă metropolitană Piatra Neamț. Dacă municipiul Piatra Neamț se dezvoltă, e nevoie ca și comunele din jur să facă acest lucru. Sunteți în sală oameni care trăiți în aceste localități și comunele din jur au cetățeni care muncesc în Piatra Neamț, care își aduc copiii la școală în Piatra Neamț, care merg la doctor în Piatra Neamț. Proiectul Piatra Neamț 2020 este și pentru dumneavoastră, cei din comunele învecinate. Sunt căsătorit și am un copil. Copilul meu se numește Răzvan și este student în Cluj, în ultimul an de facultate. Zilele trecute am fost acasă. Și am avut o discuție cu el, ca de la tată la fiu, legată de cum vede viitorul, ce și-ar dori să facă după ce termină facultatea, dacă și-ar dori să plece din țară, dacă și-ar dori să rămână acasă. Știți ce mi-a spus? Mi-a spus, simțindu-i o lacrimă ascunsă în colțul ochiului, că-și dorește să rămână acasă. Ca Răzvan să rămână acasă, ca fiii voștri să rămână acasă, e nevoie de o guvernare responsabilă. Atunci când PSD a condus România, au plecat la muncă în străinătate cei mai mulți oameni din județul Neamț. Pentru ca cei dragi să se întoarcă acasă, pentru că cei dragi să fie lângă noi, avem nevoie de un parlament majoritar PNL, de un guvern liberal, de România 100 și de Dacian Cioloș, premier al Guvernului României. Dumnezeu să ne ajute să ducem România înainte. Am emoții, este clar. Doamnelor și domnilor, am deosebită plăcere să-l invit la acest pupitru, să-l invit la acest pupitru un om de nădejde, un om care a fost mereu alături de județul Neamț, care a sprijinit atât județul Neamț, cât și pe mine personal, de câte ori am cerut ajutorul, un om cu care toată țara cred că se mântrește, domnul președinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Flutur. Prieteni, dragi colegi, dragi vecini, bună seara, doamna președintă, bun venit în Moldova. Mă bucur să fiu prezent, nu ne-am văzut de o bucată de vreme, să vă adresez și eu câteva cuvinte ca vecin, vechi camarad de luptă politică pe partea dreaptă, dumneavoastră organizație din Neamț. Și întâi vreau să-l felicit pe Mugur Cosmaciuc și echipa, pentru o sală plină, caldă, o organizație care o văd că merge frumos, crește frumos, dincolo de necazurile pe care ați trecut, trebuie să vă felicit și o fac pentru că vă cunosc foarte bine. Am câteva cuvinte să spun. Aseară, pe vremea aceasta, lansam candidații la Suceava pentru Parlamentul României. După cum știți, după 3 mandate de senator, am optat să mă întorc în administrația județeană, dar am pregătit și eu o echipă, le-am transmis câteva mesaje și canoane cu care să plece în Parlamentul României, pentru că noi, administrația locală, așteptăm foarte mult. În primul rând,
Și în primăvară plutea așa în aer și era o vorbă mai mult din cauza unei propagande agresive a PSD-ului despre PNL. Dincolo de scorul din București, care n-a fost bun, dacă București era mai bine, în țară s-a făcut totuși un scor bun. Și felicit Neamțul pentru că ați câștigat primăria de aici, ați făcut scor bun și la nivel de județ, deși nu este un județ ușor din punct de vedere al mișcării liberale. Ei, eu sunt mai optimist, pentru că simt că în anumite zone din țară și nu puține, liberalismul își are loc. Ardealul, tradițional, marile orașe și-a început și în Moldova, în multe zone. Aici la Neamț n-ați pierdut niciodată primăria și a fost un fier de dreapta ca și Bucovina și sunt convins că o să rămânem în continuare. Dar cred că întorși acasă pentru că sunteți membri ai PNL-ului aici și simpatizanți. Trebuie să mergeți cu câteva mesaje. Ce vrea PNL să facă dacă va câștiga alegerile? În primul rând, un guvern condus de premierul Dacian Cioloș. Și cred că sunt în măsură să vorbesc despre premierul Dacian Cioloș, pentru că am lucrat cu el, a lucrat cu mine, îl cunosc foarte bine, un om onest, harnic, de cuvânt, ferm, pragmatic, inteligent și care a parcurs toate etapele, fiind un ambasador, comisar european pe agricultură de cinste. Ca asta să se întâmple, trebuie să dăm guvernul oameni buni, trebuie să avem cât mai mulți parlamentari. Am să spun câteva lucruri despre satul românesc. Am fost ministru al agriculturii. PNL-ul propune înființarea Ministerului Statului Românesc pentru că dorim să concentrăm acolo toate fondurile, să modernizăm statul românesc. Astăzi, într-o primărie rurală, fonduri vin din toate direcțiile sau nu vin deloc. Trebuie să fim mai coerenți și mai articulați și PNL-ul va face asta. Și trebuie să spuneți oamenilor lucrul ăsta. Uitați-vă, există resursa financiară, cred că unii nu mai așteaptă pentru cadastru și întabularea gratuită. În sfârșit, vorbim de 10 ani de ea. Totuși sunt peste 300 de milioane de euro acum. Să începem în forță cadastru și întabularea gratuită a terenurilor în România. Altfel era și cu prețul terenurilor și cu speculanții, dacă dădeam drumul mai din timp la acest lucru. Dar liberalii o vor face și guvernul Cioloș categoric va face acest lucru. Și trebuie să spuneți oamenilor. Trebuie să spuneți oamenilor că 24 de miliarde de euro PNL-ul are de gând să-i bage în investiții în 4 ani. Și cine are mai multă nevoie decât Moldova? Noi nu putem să ajungem Ardealul din urmă, ne uităm așa cu mâna la ochi la ei, să mișcă utilajele autostrada Cluj-Sebeș, Turdan. Bravo lor! Avem și noi nevoie de autostradă. Și parlamentarii noștri trebuie să știe că au această misiune să se lupte, să fim mai uniți și vă felicit că în proiectul lui Dacian Cioloș, această autostradă a Moldovei, Iași-Târgu Mureș, va trece prin județul dumneavoastră și nu departe de Suceava. Am o nemulțumire aici și o spun public. Mie mi se pare că trebuie să atacăm zona grea, nu zona Iași-Târgu Neamț, ci zona de munte să o atacăm pe banii europeni mai repede, pentru că ar vrea să ne prindă 100 de ani de la Marea Unire, legând pe bune printr-o autostradă Ardealul de Moldova. Eu cred că acest lucru va trebui să-l facă. Avem același drept ca și cei de pe Valea Pracovei și din Ardeal și din Craiova să lege Moldova de București. Da, Dacian Cioloș a aprobat acea șosea rapidă, drumul expres care să lege nordul de București. Trebuie să o înceapă cât mai repede. De ce spun asta? Pentru că altfel greu îți vin investitorii, dragii mei. Și vă spune un om care se implică la Suceava să-i aducă pe investitori. Am încercat și am reușit ceva investiții.
ce vină avem noi că suntem mai departe de Viena și de Budapesta decât Clujul sau decât Oradea? Doar geografic. În rest, oameni harnici avem la fel, numai că, din păcate, am fost și suntem exportatori de forță de muncă și trebuie să o spunem răspicat. Soluția ca oamenii să se întoarcă și să dăm de lucru aici nu e PSD-ul. Autorii morali ai exodului din Moldova, în primul rând, a oamenilor care și-au luat lumea în cap și au plecat la muncă afară, au fost pesediști? Ei au fost. Și uitați-vă bine, zonele conduse dominant de PSD au rămas cele mai sărace zone din România. De aceea, soluția liberală este singura soluție care să ducă la dezvoltarea României. Nici cum ar. Uitați-vă peste Prut, la frații noștri. Pentru că poate în 27 de ani am făcut prea multe poduri de flori și am cântat la chitară și nu am trecut economic peste Prut să investim, este astăzi dominanța rusească. Trebuie să le vedem astea în față. Mă bucur măcar că aud Comisia Europeană că pregătește liber la vize pentru cei din Ucraina, adică și pentru cei 300.000 de bucovineni de la Cernăuți, să poată intra în spațiul european și în România, în țara mamă, fără viză. Sunt lucruri pentru care trebuie să ne pregătim. Dar noi trebuie să fim un model. Și eu de aceea aștept de la parlamentarii care pleacă în Parlamentul României mai multă inițiativă pentru dezvoltare. Închei prin a spune ceva. Cred că trebuie să demontăm minciuna și propaganda PSD-ului și a lui Liviu Dragnea, care l-ați văzut cum la cotitură a stat și a propus peste noapte legi populiste. Haideți să mărim salariile. Deși avem legislație care spune clar, cu 6 luni înainte de alegeri, nu poți să umbli la salarii. Adică un fel de cântare a României, cine-i mai de treabă? În această capcană, dacă intri și televiziunile rostogolesc știrea de 10 ori pe zi, s-ar putea să existe riscul pe care îl vedeți și dumneavoastră, ca unii pesediști să pară băieții buni, ce de treabă sunt, că ne dau. Dar dacă îi întreb de unde, scot secretarul de stat de la Finanțe afară din ședință. Știți bine, faza din Parlamentul României, când secretarul de la Finanțe a spus, dar de unde bani? Nu te interesează, ieși dumneata afară. Și om vedea noi, să ne vedem la putere și om scumpi benzina și motorina în ianuarie, doar de unde trebuie să recuperăm. Aceste lucruri trebuie demontate de dumneavoastră. Partidul Național Liberal propune majorarea decentă a veniturilor, a salariilor. O gândire echilibrată și nu pe categorii și preferențială. Aceste lucruri trebuie să le explicați. Obligatoriu, în 3 săptămâni de campanie, cât au mai rămas, va trebui să stăm de vorbă mai mult cu oameni. Și să-și aducă aminte că marile investiții în România și în istorie și în ultimii ani au fost făcute de liberali. Comparați primăriile, cum spunea primarul dumneavoastră de aici, conduse de liberali, cu primăriile PSD. Uitați-vă la marile orașe conduse de liberali, cum arată, și uitați-vă la zona Moldovei, sudul României, care nu arată așa cum ar trebui. De aceea eu aș vrea să fiți mai optimiști. Eu sunt încrezător, vin din Bucovina și știu cum se mobilizează oamenii și cât de pornită este diaspora să transmită acasă mesajul ca neamurile lor, părinților, să voteze dreapta, ca ei să aibă șansă să se întoarcă la un loc de muncă aici, în România. Felicitări încă o dată, piața mea! Succes candidaților! Vă prețuiesc și vă aștept cel puțin la un parteneriat mare în perioada următoare, pe un proiect mare turistic, Ținutul Mănăstirilor Piatra Neamț, Bucovina. Doamne ajută și succes! Dragi colegi, îl avem alături de noi pe vicepreședintele pe regiunea Moldova al PNL, domnul Ioan Bălan, pe care îl rugăm să vină alături de noi să ne adreseze câteva cuvinte. Bună seara, stimați colegi! Vă aduc salutul sucevenilor și a Bucovinii Liberale.
Aseară noi am avut o întâlnire, la fel ca dumneavoastră, în care ne-am prezentat și noi candidații și în care am vorbit despre România înainte. România înainte, PNL, cu PNL, înseamnă prosperitate. România înapoi înseamnă PSD, înseamnă neputință, înseamnă rugină, proiecte blocate și tot ceea ce este rău în țara asta. 11 decembrie este ziua în care unii dintre noi de pe această scenă vom fi parlamentari. E un lucru extrem de important pentru Partidul Național Liberal. Dar cred eu că mai important este 12, 13, 14 decembrie, atunci când vom crea în jurul PNL-ului acea majoritate parlamentară care să poată să asigure României pentru următorii 4 ani în guvern, un guvern de sorginte liberală condus de Cioloș. Acesta este dezideratul nostru pentru aceste alegeri din această iarnă. Mă uit aici la Neamț și mă gândesc, am fost de multe ori o organizație extraordinar de importantă în economia electorală a Partidului Național Liberal și mă gândeam că la alegerile locale Suceava a fost pe locul întâi. Aici la Neamț declar că aș putea împărți locul întâi cu bunul meu prieten, cu dumneavoastră, Mugur Cosmanciu, cu organizația PNL, Neamț și putem fi 2, 3, 4, 5 pe locul întâi, având un scor foarte bun pentru PNL, ceea ce eu cred că aici la Neamț se poate obține. Vorbea colegul meu, Gheorghe Flutur, despre o organizație încercată. Am fost de multe ori în această perioadă în organizația dumneavoastră și am văzut determinare, oameni dornici să meargă mai departe și lucrul acesta s-a reflectat la alegerile locale. De altfel, mă bucur că îl avem aici coleg lângă noi, candidat pe primarul Leureanu, un om cu care voi, organizația din Neamț, vă mândriți, dar să știți că și noi, cei din PNL, din Suceava, din Botoșani, ne mândrim cu el. E un om care a făcut ceva în Neamț, un om care a schimbat fața Neamțului, așa cum sper că și primarul dumneavoastră aici din Piatra Neamț o face în perioada următoare. Trec prin Roman de multe ori și mândru le spun la cei cu care sunt în mașină aici un primar de-al nostru. E mândria de a fi liberal. Eu nu vreau să lungesc foarte mult, vreau să vă urez succes în aceste alegeri și nu uitați că vă aștept pe podium. România înainte! Dragi prieteni, o invit la microfon pe mai tânăra noastră colegă, doamnișoara Gabriela Antipa, care va aduce un suflu nou în Parlamentul României. Doamna președinte, stimați invitați, vă urez și eu bun venit în județul Neamț. Doamnelor, domnilor, dragi colegi, acum câteva zile când am început să lucrez la acest discurs, mă gândeam cu teamă cu ce aș putea eu să încep. Când mă așteaptă atâtea sute de oameni să le spun ceva. Și vă mărturisesc că m-a salvat Facebook-ul. Da, mi-a adus aminte că acum 2 ani, pe 14 noiembrie 2014, eram aici, în Piatra Neamț, împreună cu mulți dintre dumneavoastră și eram în stradă. Ieșisem atunci și cu toții în stradă, nu doar să-l susținem pe candidatul la prezidențiale, actualul președinte Iohannis, ci să și protestăm. Să protestăm împotriva bătăii de joc a PSD-ului, împotriva tuturor românilor, așa cum s-a întâmplat în turul 2, în turul 1. Și ne-am rugat atunci și am sperat ca în turul 2 să nu se întâmple același lucru. Am strigat atunci că dreptul la vot nu este o lozincă. Și am avut dreptate. În turul 2, minciuna și aroganța adversarilor noștri au fost sancționate prin votul nostru al tuturor. Nu m-am gândit atunci că în curând voi candida la un mandat de deputat. Nu aș fi crezut atunci că tinerii din generația mea vor primi o șansă atât de
valoroasă, atât de generoasă, de a se afla pe listele Partidului Național Liberal într-un număr atât de mare. Dar iată că s-a întâmplat. Pe mulți îi cunosc, pe unii abia i-am cunoscut, cu restul sper să ne cunoaștem în Parlament, dar, doamnelor și domnilor, doi dintre acești tineri valoroși se află astăzi în fața dumneavoastră. Ei sunt Bogdan Țifui și Andreea Ciocârlănoaie, colegii mei pe care vă rog să încurajați. Sunt mândră de ei și sper să fiți și dumneavoastră cel puțin la fel de mândri. Și la fel de mândră sunt că sunt membră a acestui partid. Partidul Național Liberal este singurul care a înțeles ceea ce societatea românească a cerut cu insistență în ultima vreme. Și anume reformarea clasei politice. Promovarea oamenilor nepătați. Promovarea oamenilor noi și o șansă reală acordată tinerilor. Iată, noi suntem singurul partid din România care am înțeles să facem acest lucru. Și mulțumind Partidului Național Liberal, vă mulțumesc și dumneavoastră, celor din sală și celor de pe scenă, că și eu am șansa de a candida pe listele Partidului Național Liberal. Și vreau să vă mai spun ceva despre generația mea. Suntem niște tineri hotărâți, suntem tineri care nu se resemnează, suntem tineri care nu se dau bătuți. Și o să vedeți, o să ne aveți alături de acum încolo mult timp. Dragi colegi, am muncit cot la cot cu dumneavoastră la prezidențiale și nu ne-a fost ușor. Deloc. Ne-am confruntat atunci cu un monstru. Dar s-a dovedit că toată munca noastră nu a fost în zadar. Și aici nu mă refer doar la rezultat, un rezultat bun atunci. Mă refer la faptul că în jurul filialei PNL Neamț s-a strâns o echipă. O echipă frumoasă, o echipă cu oameni absolut minunați, o echipă care a tot crescut de atunci încoace. Și asta s-a văzut la locale. Avem sala acum plină de aleși locali. Avem primar de municipii, avem primar de comune, avem consilieri județeni, avem foarte mulți consilieri locali, tineri, cu experiență, oameni valoroși de care trebuie să vă bucurați, pe care trebuie să îi aplaudăm, să îi încurajăm și să le mulțumim pentru ceea ce fac pentru noi. Eu vă felicit din tot sufletul meu pentru ceea ce ați făcut la locale. Alegerile din iunie au fost pentru nemțeni un pas înainte, pentru liberalii nemțeni. A fost un pas hotărât. Dar trebuie să fim cu toții conștienți că următorul pas trebuie să fie unul decisiv. Cred cu tărie că această echipă, dumneavoastră, toți, noi împreună, vom fi echipa câștigătoare în 11 decembrie 2016. Și da, este adevărat, nu ne va fi ușor. Dar nu ne-a fost nici până acum. Însă ceea ce am văzut în ultima perioadă aici nu face decât să-mi dea speranță. V-am văzut implicați, v-am văzut hotărâți, sunt convinsă că vom fi și victorioși. Și nu doar pentru noi, nu doar pentru colegii noștri, ci pentru familiile noastre, pentru județul Neamț și pentru România. Noi nu trebuie să lăsăm PSD să ne fure viitorul. România acum nu-și mai permite să privească în urmă. Știm cu toții ce ar însemna un guvern condus de un partid antireformă cu un premier condamnat penal. Ar însemna să ne întoarcem în trecut. Iar noi nu merităm asta. Țara noastră trebuie să continue pe drumul pe care l-a început în 2014 cu Klaus Iohannis președinte și trebuie să meargă înainte. Și continuarea firească a acestui drum este un guvern liberal condus de premierul Dacian Cioloș. Dragi colegi, vă mulțumesc, vă urez succes, putere de muncă, nouă tuturor. Doamne ajută și România înainte!
ca să păstrăm registrul, invit în scenă tot un tânăr, un tânăr care a fost unul dintre cei mai harnici parlamentari din Parlamentul României, domnul Cătălin Drăgoșanu. Domnilor și domnilor, bună seara! Doamna președintă, stimați invitați, bună seara, bine ați venit la noi în Piatra Neamț, în județul Neamț. Nu pot începe altfel discursul meu decât prin a vă mulțumi. Vă mulțumesc că m-ați primit în rândurile dumneavoastră, în rândurile echipei Partidului Național Liberal. Sunt onorat să fiu astăzi aici și sunt onorat că mi-ați acordat încrederea pentru o nouă candidatură la Camera Deputaților. Totodată vă felicit, stimați colegi, vă felicit pentru campania electorală care ați avut-o la alegerile locale. Recunosc că am urmărit campania de la locale din primăvară și am observat faptul că sunteți o echipă unită, o echipă adevărată, o echipă ghidată de un obiectiv simplu și anume acela de a face mai bine pentru județul Neamț, pentru locuitorii județului Neamț. Dragi colegi, scurtul meu istoric politic a fost și este strâns legat de municipiul Piatra Neamț. Pentru Piatra Neamț am părăsit mediul privat în 2012, am candidat la primărie tot pentru Piatra Neamț, la parlamentare pentru Piatra Neamț și pentru județul Neamț și acum candidez pentru un nou mandat pentru Piatra Neamț și pentru județul Neamț. Cred în potențialul acestui loc, un loc foarte frumos pe care și eu și dumneavoastră îl numim acasă. Că orașul Piatra Neamț este perla Moldovei, nu cred că mai cape îndoială. Și nu este o exagerare când spun treaba asta, doar că este de datoria noastră, a tuturor, să-i dăm o șansă să crească, să se dezvolte, să reușim ca viața în Piatra Neamț și în județul Neamț să fie pe măsura frumuseții acestor meleaguri. Nu e ușor să facem acest lucru. Piatra Neamț și județul Neamț au de recuperat în privința locurilor de muncă. Avem de recuperat în ceea ce privește investițiile și în ceea ce privește oportunitățile pentru mediul de afaceri. Mă bucur însă faptul că sunt într-o echipă puternică și totodată am încredere că lucrurile vor fi exact așa cum le dorim, că lucrurile pe care le-am pomenit se vor înfăptui. Și sunt în echipă alături de colegii mei de pe scenă și sunt în echipă alături de dumneavoastră. Dragi colegi, mai sunt 3 săptămâni din campania electorală. Nu cred că mai încape îndoială că la alegerile parlamentare din 11 decembrie nu înseamnă altceva decât Partidul Național Liberal versus Partidul Social Democrat. Sau mai pe... mai bine zis, Dacian Cioloș versus Liviu Dragnea. Reformă internă versus politicieni cu probleme penale. Responsabilitate versus populism. Dezvoltare prin investiții versus sărăcie prin ținerea cetățeanului la mila statului. Aș putea să continui toată seara, dar timpul nu ne permite și mă opresc, dar dumneavoastră, dragi colegi, nu vă opriți în această campanie electorală. Mergeți și discutați cu prietenii voștri, cu locuitorii acestui județ și spuneți-le ce ne diferențează de PSD și avem multe lucruri care ne diferențează de PSD. La PSD nu am văzut investiții, nu am văzut spitale noi, nu am văzut autostrăzi. Mă greșesc. Am văzut o autostradă care cu mare fast a fost inaugurată la alegerile prezidențiale și care după câteva luni s-a dărâmat. Când despre oamenii PSD-ului ce pot să spun? În fruntea lor, un condamnat penal. Pe lista lor, o grămadă de oameni cu probleme penale, condamnați sau cercetați penal. Suntem datori municipiului Piatra Neamț, județului Neamț, României, să oferim o alternativă. Să oferim posibilitatea de a nu intra din nou pe mâna PSD-ului. Suntem datori să câștigăm aceste alegeri și să dăm României un guvern liberal condus de Dacian Cioloș. Suntem obligați să oferim României șansa să meargă înainte. Și să nu mai privească înapoi spre sărăcie, aroganță, corupție, spre PSD. Județul Neamț trebuie să meargă înainte, România înainte. Vă mulțumesc și succes în campanie. Sunt sigur că sala se va anima, pentru că va veni aici în fața dumneavoastră un om despre care aș putea vorbi ore întregi fără să mă opresc, un om cu care sunt mândru că sunt prieten cu acest om, un om care a schimbat fața
municipiului Roman, care face cinste județului Neamț, primarul Lorenzo Laureanu. Bună seara tuturor! Nu mi-am făcut un discurs, am trei mesaje. Un mesaj îl voi adresa doamnei președinte, pentru că la trecută lansare de la locale eram abia intrat în doliu. Nu am avut atunci disponibilitatea și ocazia, așa că îi spun în această seară, sărut mâna, bun venit la Neamț. Am înțeles că aseară ați fost la Suceava, în ținutul Moldovei de sus, astăzi sunteți la Neamț, în ținutul Moldovei de jos, o Moldovă plină de tradiții, de istorie și de valori. Mihai Eminescu, Ciprian Porumbescu, George Enescu, Sadoveanu, Marele Dosoftei, versificatorul Psaltirii, și-au marcat timpul lor. Este momentul și noi să marcăm timpul nostru. Și m-am bucurat când, la fel ca mulți moldoveni, astă vară am transmis și eu pe PNL Direct câteva gânduri, câteva idei legate de proiecte ale acestei Moldove frumoase, acestei grădini a Maicii Domnului. Și mă gândeam și mă bucur că am regăsit și în programul de guvernare, și în Platforma 100, Autostrada Unirii între Iași și Târgu Mureș, Autostrada Moldova între București și Iași și canalul strategic Siret-Bărăgan, care poate relansa mai multe domenii, și agricultură, și transporturi, și prevenirea situațiilor de urgență. Mi-aș dori astăzi să intrăm pe un drum în care să încheiem cu tranziția pe care am început-o de aproape 30 de ani și să intrăm hotărâți în forță pe drumul dezvoltării. Și mi-ar plăcea, în mod deosebit, să fim noi garanții acestor proiecte, colegii mei de aici, împreună cu dumneavoastră, doamnă președinte. Îi salut pe colegii noștri de la Suceava, din Iași, din județele Moldovei învecinate, împreună cu care am dus bătălii. Într-adevăr, știm că Ardealul a fost întotdeauna în frunte, în lupta politică, și a fost de dreapta. Mai știm că Ardealul s-a scurs prin Moldova, prin Suceava, prin Bucovina, și Suceava a fost un vârf de lance în lupta cu stânga. Și de aceea zic astăzi, hai să tragem Bucovina peste Neamț. Dacă domnul președinte George Frutur spune că putem lansa proiecte frumoase împreună într-o zonă mirifică în care mănăstirile din Neamț și din Suceava pot asigura trasee deosebite pentru înălțare sufletească și spirituală, haideți să venim alături, cam cum am fost de-a lungul timpului, și Bucovina să o aducem și la peste hotarele Neamțului. Și cred că acest lucru va semna un plus pentru fiecare dintre noi. Al doilea mesaj îl adresez dumneavoastră, colegii mei liberali. În sală avem vârful icebergului PNL nemțean. Avem oastea de elită a PNL Neamț. Știu că adversarii noștri vin cu tot felul de mesaje subversive, încearcă să ne ducă într-o zonă liniștită, de amorțeală, și pentru că suntem în luna Marii Sărbători a Sfinților Arhanghel Mihail și Gabriel, ne aducem aminte atunci când Satan a căzut și a încercat să preia oștile îngerești, a apărut Sfântul Arhanghel Mihail și a spus să stăm drepți, să stăm cu frică de Dumnezeu, să ascultăm. Așa zic eu astăzi, oastea PNL să stea dreaptă, să stea unită, umăr lângă umăr,
frate lângă frate și să învingem hidra care încearcă să meargă pe drumul cu verzide. Lucrăm drept, lucrăm corect, cu onestitate. N-avem de ce ne teme. Spunem loc oamenilor adevărul în față și vor crede noi, așa cum au crezut mereu. Când ești frate lângă frate, nimeni nu te poate desparte. Al treilea mesaj îi către colegii mei primari, viceprimari, consilieri și le spun cu toată dragostea, amintindu-mi un celebru film, era o replică, dacă sari tu, sar și eu. Așa vă spun eu astăzi, dacă săriți dumneavoastră, sar și eu, sărim și noi alături de dumneavoastră. Astăzi sărim noi, săriți odată cu noi. Vor încerca mult să vă spun anumite lucruri, cum că obiectivul nostru nu-i de actualitate. Cum că visul pe care îl avem nu poate fi realizat. Nimeni nu ne poate fura visul. Nimeni nu ne poate fura mintea și inima. Obiectivul nostru e sfânt și merită să luptăm pentru el. Atunci când mergem pe un drum și avem un obstacol vertical în față, e greu să-l depășim. Dar dacă acel obstacol cade și devine orizontală, poate fi pășit. Deci dacă noi stăm drepți, nu pot trece peste noi. Dacă ne împiedicăm, devenim un preș. Un preș care astăzi poate fi folosit, iar mâine, plin de praf și de noroi, nu va mai însemna nimic. Și adversarul te respectă atunci când ești demn, ești târs, iar echipa noastră de primari este o echipă puternică. Am pornit la locale cu un număr de primari pentru care nu erau nevoie degetele de la o mână să numărăm. Astăzi nu ne ajung degetele de la mâini și de la picioare. Suntem o forță, suntem puternici, suntem împreună și putem câștiga. Este obiectivul nostru. Nimeni nu ne poate lua. PNL poate câștiga în Neamț și să contribuie la un plus pentru Moldova. Pentru că eu cred că în acest an, la aceste alegeri, diferența o poate face Moldova. Ardealul este consacrat. La el orice rezultat bun este așteptat. Este timpul ca Moldova să facă surpriza. Și eu cred că o putem face. Și mai spun un lucru colegilor mei primari. Dragi colegi, aceste alegeri parlamentare nu sunt numai despre Parlamentul României. Sunt și despre noi primari. Sunt o confirmare a ceea ce s-a întâmplat în vară. Am muncit, am luptat împreună și am câștigat. Este momentul să confirmăm, pentru că dacă într-o comună, într-un oraș în care PNL a câștigat în vară, acum va ieși un rezultat mai slab, oamenii de acolo vor percepe că este eșecul dumneavoastră. Dar eu sunt convins că împreună vom avea succes. Roman, înainte! Neam, înainte! Moldova, înainte! România, înainte! Spre o guvernare PNL, onestă, dreaptă și către cetățean. Vă mulțumesc și la victorie vă merge! Chiar merită acestea aplauze. Îl invit acum la microfon pe prietenul meu care a performat în toate funcțiile pe care le-a avut ca secretar de stat, ca președinte al Comisiei Economice din Senat, să ne mai spună ceva din economie. Domnul Eugen Țapu Nazare! Da. Doamna președinte, stimați colegi, doamnelor și domnilor,
Bine v-am găsit! Dragii mei, nu e un secret pentru nimeni că principala problemă a județului Neamț este nivelul de trai foarte scăzut al nemțenilor. Vedem lucrul ăsta când mergem prin județ cu ochii noștri. Ne spun oamenii lucrul ăsta. Ne spun statisticile, ne spun sondajele. Dar vreau să vă spun un lucru. Am rămas mut acum câteva săptămâni când am văzut topul salariilor medii pe țară și județul Neamț pe ultimul loc. La un salariu mediu la sfârșitul anului 2015, mediu lunar, de 1859 de lei pe țară, salariul mediu lunar în județul Neamț, pe ultimul loc. După Harghita și Covasna, 1359 de lei. Tragic, nu? Și dacă nu v-am enervat destul cu salarizarea, vă mai dau un indicator. Între 2012 și 2015 au părăsit România peste 700.000 de români. Județul Neamț pe podium. Circa 70.000 de români, de nemțeni, au plecat afară. Și vă întreb, au plecat de bine ce o duceau în județul Neamț sub guvernarea PSD? Mai e rău. Raportul dintre românii care au plecat din țară și salariați și angajați este cel mai prost din România în județul Neamț. Adică numărul de angajați egal cu numărul de români care au părăsit țara în ultimii ani. Îngrijorător, nu? Nu mi-am propus să vă bag în depresie în seara asta, dar trebuie să punem degetul pe rană. Și de aia vă voi mai da câteva date din județul Neamț. Știți, în mai 2012 a venit premierul domnul Ponta și guvernul PSD. Atunci șomajul în județul Neamț era numeric 9.192 de persoane, iar procentual 4,44%. La sfârșitul 2015, când domnul Ponta a plecat din funcția de premier, și slavă Domnului că a plecat, când PSD-ul a ieșit de la guvernare, numărul de șomeri în județul Neamț, 11.497, procentul 5,73%. Și acum să facem împreună un rezumat. După 3 ani de guvernare PSD, Ponta Dragnea, județul Neamț, județul cu cele mai mici salarii din România. În timpul guvernării PSD, Ponta Dragnea, au plecat 70.000 de nemțeni în afara țării. Și evident, în timpul guvernării PSD Ponta Dragnea, de circa 3 ani, ne-a făcut PSD-ul, guvernul PSD, un cadou nouă nemțenilor. 2.500 de șomeri în plus. Și acum vin și vă întreb pe dumneavoastră, județul Neamț mai merită un guvern condus de PSD? Nu. Sunt de acord total. Pentru că e clar că Neamțul are nevoie de altceva.
Pentru că PSD-ul, de la PSD ne-am lămurit. Asta vom primi în continuare. Salarii mici, șomaș crescut și cei dragi plecați de lângă noi în țări străine. Ei, dragii mei, acum vine rolul nostru. Al nostru, al tuturor, al celor 1000 de oameni cât suntem aici. Așa cum bine spunea și Laurențiu Leoreanu, prietenul meu, vârful de lance, armata noastră a Partidului Național Liberal, la NEM. Și vă rog, pe fiecare dintre voi și pe ceilalți liberali din Neamț, care nu au reușit să ajungă în seara asta, să mergeți acasă, să mergeți în blocuri, să mergeți pe străzi, să mergeți pe ulițe și să le povestiți nemțenilor ce v-am spus eu aici. Pentru ca să știe despre ce este vorba, ce înseamnă PSD, că înseamnă subdezvoltare și sărăcie cronică. Și să le spuneți că dacă vor să trăiască altfel, există o șansă. Și aceea este Partidul Național Liberal și Dacian Cioloș prim-ministru. Vă mai spun în încheiere ceva. Nu e doar o chestiune internă câștigarea acestor alegeri. E o datorie a PNL-ului. E o datorie să le câștigăm. Pentru că trebuie să oferim nemțenilor șansa de a scăpa din lanțul șomajului crescut, din lanțul salariilor mici, din lanțul subdezvoltării, din lanțul sărăciei, din lanțurile PSD. Haideți să mergem cu toții și Dumnezeu să ne ajute cu România înainte, cu PNL la guvernare, cu Dacian Cioloș prim-ministru. Doamne ajută, vă mulțumesc! Dragi prieteni, acum vreau să vă prezint pe cel cu care, pe care îl cunosc încă de când activam împreună la Organizația de Tinere. Un om care a performat mereu, atât în administrație cât și în politică. S-a aflat mereu pe primele locuri și face cinste României. Domnul Gheorghe Falcă! Bună seara, oameni buni! Simt că de aici, de la Neamț, pleacă drumul spre victorie al Partidului Național Liberal. Drumul spre o Românie liberă și înainte! Să știți că am văzut aseară multă energie la Suceava. Am avut multă speranță astăzi la Botoșani. Mi-a plăcut ce am văzut la Onești și cred din această seară că Moldova va face diferența. Moldova va aduce câștigător Partidul Național Liberal. Dar trebuie să fim sinceri. Am mai câștigat. Am mai câștigat. Și am ajuns din nou la statistici. Vă spune un om care în comunitatea lui acum 10 ani avea 32.000 de locuri de muncă. Iar astăzi, în comunitatea pe care o conduc, am 80.000 de locuri de muncă și am viață. Trebuie să le dăm românilor viață. Astăzi le dăm speranță. Astăzi poate le dăm încredere, dar după 11 decembrie trebuie să le dăm viață. Viața este cea mai mare binecuvântare a omului. Viața are un început și pe parcurs am primit lucruri frumoase de la viață. Dar la fel trebuie să dăruim.
să dăruim pentru ca oamenii să fie împliniți. Atunci când ajungi la pensie să te simți împlinit, să fii împlinit ca profesie, să fii împlinit ca familie și comunitățile noastre să fie împlinite. Anul trecut am adus în Arad 1500 de oameni din Gorj, Telorman și Vaslui. I-am văzut pe acei oameni cum și-au schimbat viața. I-am văzut pe acei oameni cum au înțeles ca un nou început. Dar ce bine erau dacă cei care conduceau Gorjul, Ponta, Vasluiu, Telorman, Dragnea, făceau o viață pentru acești oameni. Noi suntem oamenii care credem în valorile creștine liberale. Suntem oamenii care credem în cetățeni. Suntem oamenii care credem în familie. Suntem oamenii care înțelegem ce înseamnă comunitate. De aceea vreau să văd că se ridică Moldova pentru viață. Ridicați-vă pentru viață, dați speranță în 11 decembrie și România va merge înainte cu PNL și Dacian Cioloș. Doamne ajută! Dragi prieteni, sunt bucuros că sunteți atât de mulți în sală. Sunt bucuros pentru că rezultatele la alegerile locale au fost foarte bune pentru județul Neamț. Acest lucru se datorează în mod special dumneavoastră celor din sală. Dar se mai datorează și unui om care a reușit să coaguleze în jurul lui o echipă puternică, o echipă în care cred, o echipă care va aduce performanță județului Neamț și României. Doamnelor și domnilor, președintele PNL Neamț, Mugur Cosmanciuc! Dragi prieteni, bună seara și bine ați venit! Doamna președinte Alina Gorghiu, domnule președinte Gheorghe Flutur, domnule vicepreședinte Ion Bălan, domnule președinte Gheorghe Falcă, stimați invitați de la Iași, domnule președinte Teofil Bălteanu, domnule președinte Tătaru de la Vaslui și dragi prieteni tuturor, vă spun că vă mulțumesc că suntem astăzi aici, împreună, la Neamț. În timp ce vorbeau colegii mei, unii citindu-și discursul, alții avându-l nativ, alții pregătindu-l ca în experiența fiecărei profesii cu fiecare zi, stăteam și mă gândeam că cei care vorbesc la urmă au un privilegiu, au șansa să asculte cam tot ce trebuie spus și să rămână cu ceva ce poate să maximizeze ei. Stăteam și mă gândeam oare ce ar mai trebui de spus. Pentru că fiecare din ai mei colegi au vorbit foarte bine și foarte frumos. Însă, astăzi aș vrea să vorbesc pentru noi și noi pentru popor. Pentru că ce facem noi astăzi aici, nu vreau să fie noi pentru noi, ci noi pentru cei care sunt afară și așteaptă pe 11 decembrie să ne voteze și trebuie să-i convingem să ne voteze. În anii 90 eram tinerel, 11 ani aveam. Dar țin foarte bine minte ce a însemnat demagogia, manipularea și ce a însemnat ipocrizia. PSD-ul a fost ursa acestor răutăți. Dacă acum suntem în această seară și suntem în această sală, bine, suntem pentru că suntem uniți și suntem puternici. Dar tot PSD-ul a încercat prin diferite metode în această sală să spună pe posturi naționale că au fost incidente. Da, incidentele care sunt în județul Neamț sunt că dăm valul schimbării de aici, din Moldova și din Piatra Neamț pentru 2016. Anul 2016 este un an important. Cum am spus-o în anul 2014, când am venit aici în județ, este un moment
în care se schimbă generații. Se schimbă și se definesc cicluri în istorie. Așa este și anul 2016. Este acum, ori niciodată, pentru Moldova și pentru județul Neamț. Trebuie să-i convingem pe oameni că viitorul este în mâna lor și trebuie să meargă în primul rând la vot. În 2014, președintele, la momentul respectiv, președintele de acum, la momentul respectiv candidat, Klaus Iohannis, era discreditat. Era antagonizat. Orice lucru rău se putea spune, despre dumnealui se spunea. Au fost oameni care au crezut. Au fost oameni care au luptat. Au fost oameni care au muncit. Și acei oameni au avut victoria pe 16 noiembrie 2014. Noi suntem acei oameni! Acum avem un premier desemnat. Cei de la PSD îl antagonizează. Dar nu își văd bârna din propriul ochi. Ei nu au nici măcar un premier desemnat. Ei nu au nici măcar un ministru propus. Ei nu au un program coerent de guvernare și nu vor avea nimic altceva decât demagogie. De aceea, noi astăzi trebuie să transmitem un mesaj. De aici, din Neamț, de aici, din Moldova. PSD-ul trebuie să plece în istorie. Așa cum a plecat în istorie și Ion Iliescu cu Mineriada, așa și PSD-ul actual trebuie să rămână în istorie. Iar noi suntem cei care putem face acest lucru, iar noi suntem cei care trebuie să mergem afară, acasă, la oameni și să le spunem tuturor și fără frică, PSD-ul pică! Despre autostradă s-a vorbit. Despre program de guvernare s-a vorbit. Despre clasă politică s-a vorbit. Un singur lucru vreau să vă spun. Împreună putem să câștigăm, împreună am câștigat ceea ce avem, împreună trebuie să conservăm și împreună câștigăm pe 11 decembrie să mergem, votăm PNL în județul Neamț, poziția 4 pe buletinul de vot. Iar noi, cei care candidăm la alegerile parlamentare, colegii noștri care sunt aleși în momentul de față, primari, consilieri județeni, consilieri locali, noi trebuie să fim garanții că ne vom respecta cuvântul. Să fim garanții că vom duce la îndeplinire ceea ce am propus. Noi trebuie să spunem că acest salariu mic care este acum în județul Neamț va fi o istorie în 2020. Așa cum am propus programul Neamț 2020, trebuie să avem România 100 care să definească centenarul Marii Uniri într-adevăr unită. Și unirea trebuie să fie culturală, economică, dar mai ales spirituală. Suntem în campanie electorală. În orice campanie este necesară o dezbatere. Polemica este binevenită, dar bunul simț rar îl găsim și rar îl găsim la PSD. Cel mai bine îl găsim, cred că, la noi, cei care astăzi suntem aici, la PNL, și care vom face o campanie corectă, civilizată și vom arăta că acești colegi primari sunt demni și împreună vom câștiga pe 11 decembrie și la Neamț. De aceea, eu am să rog colegii mei, prietenii mei, din conducerea centrală, să aibă în permanență acest mesaj. Noi, Moldova, județul Neamț, noi, PNL-ul, aici vrem să definim victoria, dar Bucureștiul să definească Moldova pe hartă, pe harta prosperității, pe harta dezvoltării, ca să fim odată cu țara în 2018 uniți cu adevărat. Dacă uităm acest lucru, degeaba muncim în campanii electorale. Degeaba muncim și arătăm adevărata fața PSD-ului. Dacă uităm acest lucru, peste 4 ani, tot noi vom fi cei care vom fi condamnați și blamați.
De aceea vreau ca împreună să avem acest angajament, că ne ținem cuvântul și ceea ce putem face, vom face pentru ca Moldova să fie dezvoltată. Doamne ajută să ne vedem cu bine pe 11 decembrie. Vă mulțumesc! Doamnelor și domnilor, un moment mult așteptat. Invit în scenă o tânără puternică, determinată, care vor conduce Partidul Național Liberal spre victorie. Haideți să o primim cu secuvine pe doamna președinte Alina Gorghiu. Asta cu tânăra e o minciună. Eu știam că doar la PSD se minte. Nu mai e tânără de mult. Sau e la fel de tânără ca Leon Dănăilă, care astăzi la Botoșan spunea, doamna președintă, aveți aceeași vârstă ca și mine, 38 de ani, doar că la mine se scrie invers. Însă, mai spunea ceva profesorul Dănăilă, pe care vreau să-l repet aici în fața dumneavoastră. Spunea așa, eu candidez din partea Partidului Național Liberal și nu sunt deloc la fel cu Ion Iliescu. Dacian Cioloș este primul ministru desemnat de Partidul Național Liberal și nu are niciun fel de legătură cu Liviu Dragnea. Partidul Național Liberal este cel care face astăzi diferența fundamental față de politica de stânga girată de Dragnea și PSD. Să vă spun că de 2 ani de zile mai târâș, mai grăbiș, mai cu entuziasm, mai ostenită sau mai veselă, bat țara asta în lung și în lat. Avem o istorie de 2 ani de zile care nu s-a scris ușor, dar s-a scris frumos. S-a scris frumos, greu, cu trudă, dar a însemnat un 2014 care ne-a luat pe mulți, poate pe nepregătite, însă Partidul și România erau extrem de pregătiți pentru un președinte pe profilul lui Klaus Iohannis. Și a fost prima etapă din istoria acestui mare Partid Național Liberal. A urmat o perioadă grea, o perioadă de răspundere mare, o perioadă în care, în opoziție fiind, am dus greul cu un, haide să-i spun, om aflat la guvernare care n-a avut nicio jenă să distribuie resursele țării exclusiv către comunități conduse de primar PSD. Cu un vicepremier Dragnea la acea vreme, lipsit de orice morală politică, care a suspendat legea, preț de câteva zile pentru a da ordonanța 55 și pentru a imitui pe primarii noștri să meargă la ei. La ce bun? Nu le-a folosit la nimic. Au trecut alegerile locale. Un rezultat bun pentru Partidul Național Liberal. Un procent de peste 32%. Un rezultat care înseamnă premizele unei guvernări liberale cu Dacian Cioloș prim-ministru. Dragii mei, nu vreau să vă spun decât atât. Politica astăzi, politica liberală, nu altfel de politică, e o stare de spirit. Politica înseamnă un mod de gândire. Trebuie să schimbăm felul de a face politică și putem să facem acest lucru dacă ținem cont de 3 ingrediente din rețeta de succes liberală. Iar primul ingredient este echipa. Cea din spate este formidabilă. Sunt niște oameni de excepție de care trebuie să fiți mândri că vă vor reprezenta în Parlament. Însă n-am cum să nu vă laud pe voi. Sunteți oamenii care au adus bucuria pe buzele tuturor, oamenii care au adus entuziasmul în neamț și oamenii care vor da rezultatul potrivit astfel încât PNL să se afle în centrul guvernării.
Am nevoie însă să vă văd pe toți mobilizați. Și Piatra Neamț, și Romanul, și celelalte municipii și comune din județul dumneavoastră trebuie să aducă un plus, pornind din 37% la alegerile locale. Vreau să văd cum PNL Neamț câștigă peste 40% la generale. Pentru că puteți! Al doilea element e fundamental în diferențierea de PSD și se cheamă programul de guvernare al Dreptei Românești. De altfel, singurul partid de dreapta, chiar dacă mai încearcă unii să bage bățul prin gard. Programul de guvernare are trei priorități pe care le știm cu toții. Numai că aș vrea să le transmitem tuturor din afara acestei săli, tuturor celor care așteaptă speranța, tuturor celor care vor bunăstare și dezvoltare în România, că educația, sănătatea și infrastructura sunt priorități zero pentru liberali. În educație putem vorbi de dimineață până seara. Ce n-a făcut PSD-ul cât a fost la guvernare, vom face noi. Vom reînființa învățământul dual, învățământul profesional din România, desființat de doamna Andronescu. Avem nevoie de forță de muncă calificată. Peste tot, întreprinzătorul român vine și spune: oameni buni, venim în România, dar avem nevoie de infrastructură, avem nevoie de autostrăzi, avem nevoie de forță de muncă calificată. Am avut plăcerea să aud anunțul primului ministru ieri, la Iași. După 26 de ani, cineva, un anunț simplu, sec, spune: avem prins în masterplanul de transport proiectul legat de autostrada până la Târgu Mureș. Avem fonduri, din fonduri europene, ca să demarăm acest proiect. Și cu toate acestea, acest prim-ministru nu se împăunează. Asta înseamnă, dragii mei nențeni, bun și decență în politică. Să faci și să nu te lauzi. Să duci la bun sfârșit lucrurile atunci când poți să o faci. Sunt alte câteva proiecte pe care vreau să vi le spun în două minute, pentru că trebuie să știe toată lumea ce vizăm. Nu vom guverna 4 ani de zile. Cu Cioloș vom guverna cel puțin 8 ani de zile și vom pune în aplicare fiecare reformă. De la reducerea poverii fiscale. Pentru că eu n-am să accept în ruptul capului, chiar dacă pierdem câteva voturi astăzi, să spun că vom majora salariile doar la anumiți bugetari. Nu! Stimați liberali, salariile în sistem bugetar trebuie mărite la toată lumea. Ori mărim la toată lumea, ori deloc. Trebuie să venim cu legea salarizării în domeniul bugetar. Această lege a salarizării unice este o realitate pe care au sfidat-o cei de la PSD 3 ani de zile cât au fost la guvernare. Iar acum vin senini, cu ochii mari cât cepele, și spun: vai, dar am fi putut să o facem. Da, dar n-au făcut-o. Liberalii au propus o lege care se bazează pe o creștere de 4-5% economică anual, care are un impact de 24 de miliarde, care va duce la o creștere de 30-40% până în 2020 a tuturor salariilor bugetarilor și vom ajunge la un salariu mediu de 3.200 de lei. Dragii mei! Dragii mei! Trebuie gândite însă multe alte reforme. În sistem sanitar avem obligația celor 8 spitale regionale începută de fostul guvern PNL și niciodată terminată de PSD. Avem obligația să generăm în mediul rural și în mediul urban mic proiectul care se cheamă Casa Medicului, care va oferi infrastructura necesară și pentru cei care ajung la medic doar atunci când nu mai au ce să facă. Vă dau un exemplu pentru că sunteți multe femei în sală. Femeile din mediul rural ajung prima dată la medic atunci când sunt însărcinate, doar atunci când le-a venit sorocul să nască.
Este anormal să vrei să pretinzi că ești o societate civilizată și să fie prima vizită la medic atunci când naști. Avem obligația să facem legea prevenției la care s-a opus până acum PSD, pentru că ne trebuie analize gratuite pentru fiecare cetățean al României și ne trebuie și o cultură a tot ceea ce înseamnă nevoia de a-ți face aceste analize. În sistemul de educație însă e foarte mult de lucru. Trebuie să ducem la bun sfârșit proiecte care se cheamă Școala după școală. Avem cu toții copii. Eu vreau să pot să-mi las copilul în proiectul numit Școală după școală, făcut de Partidul Național Liberal peste câțiva ani, pentru că fiecare familie activă din România trebuie să-și poată vedea și îmbina atât viața profesională cât și viața personală. Trebuie să ducem la bun sfârșit un proiect început acum, în anul acesta, care se cheamă Masa Caldă la Școală. Știu că e greu, știu că e nevoie de resurse, dar resurse se găsesc dacă ai bună credință și dorința să faci bine pentru România. În privința pensionarilor, vreau să-l transmiteți electoratului din Neamț următorul lucru. Pensionarii nu trebuie să mai fie masă de manevră pentru PSD. Pensionarii din România nu sunt monopol PSD. Sunt oameni care au nevoie de speranță. Sunt oameni care votează politici de dreapta dacă au respectul oamenilor. Și vă spun că în programul de guvernare PNL s-a gândit ce trebuie să facă pentru pensionari. Dacă o viață întreagă plătim taxe și impozite cât suntem angajați, la pensie eliminăm orice fel de impozit pe pensie. Este un proiect cheie pe care trebuie să-l spunem tuturor. Cât despre taxe, sigur, deja fiecare din România știe foarte bine. Povara fiscală întotdeauna a fost redusă de liberali. Guvernul PSD a introdus 40 de taxe cât a fost la guvernare, pe numărate, pe care acum dă aparența că le scoate. Fals! Nu poți să-i mai crezi după câte au făcut. Nu poți să crezi un partid care 3 ani afla la guvernare a scăzut cu 25% an de an investițiile în economie. Nu poți să mai crezi un guvern care în loc să aloce echitabil banii la comunități a mărit de 14 ori fondul de rezervă al primului ministru pentru a da exclusiv la primar PSD acele fonduri în scopul câștigării alegerilor. Nu poți să mai crezi un guvern care are bilanț negativ pe kilometri de autostradă. Singurul guvern care are minus 21 km de autostradă. Singurul din 89 încoace. Dragii mei nemțeni, vă mulțumesc din suflet pentru tot ce faceți pentru partidul nostru. Avem o obligație însă, nu pentru soarta Partidului Național Liberal, care a știut să se reinventeze din generație în generație. Avem o obligație însă față de istoria noastră. Acum 100 de ani aproape, mai avem puțină vreme și se împlinește centenarul, sub un prim-ministru liberal s-a înfăptuit Marea Unire. Peste puțină vreme vreau să dăm bilanțul pozitiv al celor 100 de ani de liberalism sub un prim-ministru liberal. Dați șansa României să-l aibă pe Cioloș premier, dați șansa copilor voștri să crească într-o România liberală. Vă mulțumesc! Doamna președinte, și pentru că tot vorbeați de centenar, acum că i-ați cunoscut pe candidații PNL Neamț, i-ați ascultat pe invitații noștri de astăzi, vă rugăm, mai stați puțin, nu plecați. Înainte de încheiere, haideți să aflăm câteva lucruri despre istoria României și despre istoria Partidului Național Liberal. Filmul, vă rog. Alții își verdeau interesul de partid, doar liberali au renunțat la candidatul propriu ca să susțină un om care a făcut istorie, Cuza. Așa s-a făptuit unirea principatelor, prin noi. Când clasa politică era divizată, doar liberali au înțeles.
credeți că e nevoie de un om în stare să facă iar istorie. Carol I. Așa a început România modernă, prin noi. Prin noi înșine, cum spunea Brătianu. Când toți ceilalți stăteau să aștepte soarta războiului, liberalii au decis intrarea țării în război. Așa am câștigat Transilvania, Banatul, Crișana și Marea Mureșul. Prin noi. Acum, când am ajuns în pragul la 100 de ani de la Marea Unire, suntem din nou la o răscruce. Pretutindeni în jur, vedem neliniști și îndoieli, prea mulți români sunt destinați și deznădăjduiți. Cine va conduce România în astfel de vremuri și mai ales încotro? Înaintașii ne obligă la o singură direcție. Înainte. Se poate. Dar numai prin noi înșine. Doamnelor și domnilor, aceasta este istoria Partidului Național Liberal și suntem obligați să ne ridicăm la standardele înaintașilor noștri în acest moment de cumpără pentru societatea românească. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi, iar după ce plecăm de aici, haideți în zilele care ne-au mai rămas din campania electorală să fiți cei care le veți spune nemțenilor că PNL este partidul pe care trebuie să se pună ștampila pe poziția 4 pe buletinul de vot. Pentru că echipa liberală este cea care va aduce neamțul acolo unde este locul, adică mult mai sus. Neamț, înainte! România, înainte!